Începând de astăzi, dezvoltatorii imobiliari, persoane fizice, sunt verificați de fisc dacă au declarat corect banii obținuți din vânzarea proprietăților imobiliare. Potrivit Agenției Naționale de Administrare Fiscală, încă de la jumătatea lunii trecute, acestora le-a fost transmisă atenționarea ca obligația să declare până la 30 iulie aceste venituri. În urma unor analize de risc efectuate de ANAF, s-a constatat că au existat nenumărate situații în care contribuabilii persoane fizice au declarat impozit pe venit din vânzarea proprietăților imobiliare din patrimoniul personal, în condițiile în care aceștia erau obligați la plata impozitului pe venitul din proprietăți imobiliare din patrimoniul afacerii, așa cum prevede codul fiscal. Astfel, contribuabilii persoane fizice au fost invitați să-și clarifice situația fiscală, urmând ca începând de astăzi să fie verificați prin inspecții fiscale în baza analizei de risc.